întâmplat subiecte. Așa. Ieri, când am luat cuvântul la ziua poliției, altul era spiciu, dar după aia am zis, hai să... E foarte greu să-ți găsești cuvintele într-o sală plină de poliții și de procurori. Și să... E greu, știi cum este, mai era o vorbă înainte. Zice, spui ce vezi, dar vezi ce spui. Hai să vorbim de Bruxelles, că prea să impacientează unii că plec din oraș. Întâlnirea a fost una necesară și nu numai necesară, până la urmă s-a dovedit foarte utilă. În urmă cu 6 ani, în 2008, primăria Giurgiu a fost printre primele 3 din țară care au aderat la Convenția Primarilor. Un lucru foarte bun. În 2009, Consiliul Local a legiferat această adeziune a primăriei municipiului Giurgiu la Convenția Primarilor, pe considerentul că e un lucru benefic, faptul că primarii din municipiile și orașele mari ale Europei își doresc să reducă cu mai mult de 20% emisiile de dioxid de carbon în atmosferă. Prin tratatul de la Kyoto se stabilea ca până în 2020 reducerea noxelor și a emisiilor de dioxid de carbon se facă cu până la 20%. Primarii au zis, dom'le, noi avem posibilitatea, și asta e până la urmă convenția primarilor, au spus, noi avem posibilitatea prin deciziile care le luăm în unitățile noastre administrativ-teritoriale să reducem cu mai mult de 20%. După ce intri în convenția primarilor, e un lucru bun, frumos, dar trebuie să te mai ții de treabă. Și aveam obligația ca în 3 ani să elaborăm acest PAED, Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă, în care să stabilești o strategie cum ajungi la mai mult de 20% reducere de emisii. Faptul că până în 2012 nu s-a făcut acest lucru, la jumatea anului am fost informați că nu am fost excluși, dar suntem suspendați până vom face acest document. S-a urgentat cu departament, cu cei de la Departamentul de Proiecte Europene și în ianuarie s-a aprobat Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă, iar acum în martie, la Bruxelles, a fost prezentat acest proiect, a fost susținut în plenul acestei convenții ale primarului. A avut loc întâlnirea la Parlamentul, la Comisia Europeană DG Regio, partea de dezvoltare regională. Au fost prezenți nu foarte mulți primari, dar reprezentanți din aproape 10 localități care au făcut acest proiect în comun. Și eu zic că prima zi sau prima jumătate de zi chiar s-a desfășurat benefic pentru municipalitatea Giurgiu. Ce a urmat ulterior ține mai mult de strategie locală. Dacă tot am ajuns la Bruxelles și am bătut drumul până acolo, e bine să mai faci și alte întâlniri. Și când am avut Consiliul Consultativ pe strategia Dunării, am purtat discuția cu doamna Carmen Podgoreanu de la Ministerul Afacerilor Externe și a zis, dacă tot mergeți la Bruxelles, e bine să mergeți și la DG Energy, să mergeți și la reprezentanța noastră de la Bruxelles, să luați legătura și cu europarlamentari. Și în timpul foarte scurt, am plecat la Bruxelles pe 19 și pe 13 a fost Consiliul Consultativ. Deci am avut exact 6 zile în care am stabilit legăturile, contactele și pot să spun că președintele DG Energy de la Consiliul Europei este un cetățean de origine română, doamna Străchescu, și care nu a putut participa, dar ne-a facilitat cu vicepreședintele DG Energy o întâlnire, Jens Bartholms se numește, și în care au zis, e ok, ce ați făcut e bine, dar de aici încolo trebuie să mai faceți asta, 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 asta. Adică nu poți să ai făcut un proiect și te-ai oprit.
Dacă vrei să beneficiezi, până la urmă, care este finalitatea acestui proiect, privind Convenția Primarilor, PAEDU și tot ce discutăm? Accesarea de fonduri europene pe anumite direcții. Și direcțiile sunt partea de iluminat, și noi le-am spus că am rezolvat-o, partea de, eu știu, sistem de încălzire centralizat din surse regenerabile, și noi am spus că suntem în faza să implementăm 100% până în 2015, deci am rezolvat-o, și atunci mai putem accesa pe eficiență energetică a instituțiilor, că sunt școli, că sunt instituții administrativ-teritoriale. Putem accesa pe un proiect, și e o idee a municipalității, de a face un proiect transfrontalier și legat de strategia Dunării, privind pista de biciclete între Ruse, Giurgiu și să unească din zona Ruse, eu știu, Nicolovo sau unde mai au ei zone din acestea de interes, și la noi să meargă până la Comana. Să poți să mergi cu bicicleta 20 de kilometri sau cât sunt pe undeva pe în zone, să ajungi la Comana de la Giurgiu. Tot pe proiectul acesta dorim să facem pe direcția aceasta să facem o intenție de proiect, să achiziționăm biciclete și să le oferim în sistemul cum există în Occident, îți creezi un cucard, îți creezi o parolă și pe un aparat și cu parola aceea te duci la orice automat unde să găsești biciclete, îți dă un tichet, citește automat datele și ți eliberează o bicicletă într-un sistem. Te plimbi cu ea, când o aduci, o lași oriunde unde mai ai același sistem, fiindcă nu vor fi numai în port, vor fi și mai mult câteva locuri în oraș, o lași acolo, ai lăsat-o, ai citit din nou și te-a deblocat. Totul se face pe baza citirii unui card, că dacă o iei și ui să o mai aduci, trebuie să știe de unde îl găsește pe cel care a luat bicicleta. Dar e un lucru bun, fiindcă vin foarte mult și în virtutea proiectelor care vrem să le facem privind Marina Port. Vine cu barca sau vine cu, eu știu, în portul Giurgiu, cu un vaporaj sau cu ce vine și a luat o bicicletă, să plimbă, vede orașul, poate să plimbe, să întoarce, o lasă în mijlocul orașului dacă sunt alt punct și lasă bicicleta acolo, să plimbă pe jos și o ia în altă parte și merge, nu trebuie să meargă să care bicicleta după el. E un proiect care se poate finaliza pe această Convenție a Primarilor și prin PAED. Un alt proiect, tot pe Convenția a Primarilor, și pentru asta a făcut obiectul următoarei întâlniri, și din toate întâlnirile acestea dânsii ne-au spus ce trebuie să facem ca să și finalizăm proiectele, la reprezentanța noastră de la Bruxelles ne-au spus că vom fi sprijiniți cu orice proiect care dorim să-l implementăm. Am luat decizia ca la compartimentul de proiecte europene o persoană să țină legătura cu reprezentanța noastră de la Bruxelles și cu Bruxelles în general, cu tot ce înseamnă întâlniri cu europarlamentari, fiindcă e bine să trasezi sarcina unei persoane și să știi că acea persoană ține și legătura cu cineva. Dacă tot discutăm cu mai multe, sunt 13 persoane la proiecte europene, dacă discutăm cu mai multe persoane, s-ar putea să la un moment dat să nu mai știm unul de altul ce am făcut. Și ultima întâlnire a fost cu europarlamentarul Adriana Țicău, foarte bine ancorată, nu mai e pe lista europarlamentarilor PSD, dar va fi într-o funcție mai importantă în cadrul Comisiei Europene. Chiar am întrebat-o, veniți în țară, și a zis, nu, voi fi pe o altă funcție mult mai de interes pentru România, fiindcă are o experiență de 7 ani europarlamentari, și de 11 ani de când este la Bruxelles. De când s-a înființat reprezentanța României la Bruxelles din 2003, de atunci este Adriana Țicău acolo. Și are o experiență și în ceea ce privesc funcționarea, eu știu, sistemului la Bruxelles, și zic eu că va fi de un real folos. Este persoana care ne-a sprijinit cu aprobarea proiectului Green High Technology sau proiectul cu centrul trimodal, portul trimodal. Acum, întâlnirea a fost, pot să spun, foarte benefică, pentru că am înțeles, și nu numai eu, au înțeles cei din compartimentul proiectelor europene, mecanismul ca să pot să beneficiez de bani. Trebuie să definitivăm până în vară un plan de mobilitate urbană în care să arătăm că Giurgiu este
tranzitat de foarte multe persoane din jurul orașului și foarte, foarte mulți din localitățile din jurul orașului vin la Giurgiu, copiii învață la Giurgiu, au locul de muncă la Giurgiu, tocmai ca să arătăm prin acest proiect necesitatea implementării unui proiect european privind asigurarea parcului de mijloace de transport în comun cu eficiență energetică. Adică nu vom mai merge pe autobuze pe modelul clasic benzină-motorină, ci vor fi fie pe GPL-ul, fie pe lichid natural gaz, fie pe gaz comprimat, surse alternative nepoluante. Fie hibrid benzină-motorină electric, lucrurile se vor stabili prin planul de mobilitate urbană. Aceasta a fost prima zi. Ziua a doua a fost mai mult de lucru, efectiv, pe proiectele care le-au făcut cele 10 primării și chiar am prezentat proiectul privind centralele de cogenerare de la CET Giurgiu și intențiile pe cele două proiecte, biomasă paie, biomasă lemn și culturi energetice, nu numai lemn, fiindcă au fost țări care au spus, da, e foarte bine, bine, nu țări ai noștri, au spus, am mai fost cu Miercurea Ciuc și Miercurea Ciuc a zis, e bine să avem centrale, dar folosesc lemn și până la urmă ne tăiem pădurile ca să ne încălzim, parcă nu e bine. Fără să gândească că sunt și surse alternative, culturi energetice, biomasă care poți să o găsești, eu știu, lăstăriși și pentru o tehnologie exact ce face la Giurgiu, frunze și tot ce înseamnă biomasă existentă în pădure, plus că noi nu avem un lemn valoros la Giurgiu, avem plop, crește repede pe malul Dunării și costurile sunt mai mici. Vă spuneam, au fost întâlniri benefice și eu zic că doamna Iunia Grădinaru, care a prezentat PAEDU și cu o doamnă de la un institut de cercetare din București, care a făcut parte din acest proiect, s-au comportat destul de bine și cred că au avut ce să învețe și să pună în practică în lunile următoare și vreau să cred că iunie, iulie, august vom termina tot ce înseamnă strategie de dezvoltare locală, transfrontalieră, metropolitană, implementarea PAEDului, acest program de mobilitate, plan de mobilitate urbană, deci vom avea toate datele ca să putem să fim pregătiți când se lansează emisiunile de proiecte europene, să putem să fim acolo să le depunem. Vis-a-vis de proiectele europene, și asta vreau să stabilesc foarte bine, s-au încheiat deja contractele de realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru realizarea canalizării pluviale și asfaltării întregii zone între Sloboziei, Alexandriei, Bălănoaiei, Obor, Ramadan. Toată zona de case, veți vedea cât de curând venim topometriști care vor măsura fiecare străduță și vor da soluția tehnică pentru fiecare stradă și străduță, fiindcă e greu să la o stradă ai o lățime de 7 metri, la una ai 5 metri, mai avem și de 2 metri, mai avem și de 1 metru. Deci trebuie găsite soluție pentru toate aceste străzi și pentru canalizare pluvială și pentru. Și eu zic că pe proiectul Regio, pe programul operațional regional 2014-2020, vom depune unul sau două proiecte de 30 de milioane de euro pentru asfaltarea întregului oraș. Zona de piatră intră în urgența întâi și apoi vom mai fi un proiect pentru curățarea de asfalt pe străzile în care acum arată ca după bombardament tăiate și în lung și în lat datorită sistemului de canalizare, apă, gaze, și să venim cu un covor asfaltic și tot ce înseamnă străzi principale și eu știu care sunt asfaltate, dar trebuie reparate, să fie refăcute în totalitate cu covor asfaltic. Întrebări? Ce
Tot, deci noi vom fi pregătiți în iunie cu el ca să intre în planul integrat de dezvoltare urbană, în PIDU. Deci, în momentul în care vom semna acordul de parteneriat ca țară cu Uniunea Europeană, din acel moment, în 3-4 luni, trebuie să apară, eu știu, colurile de depunere de proiect pe regio, pe programul operațional regional. Asta estimăm septembrie, octombrie. Deci anul acesta, normal, ar trebui să apară o sesiune de depunere de proiecte. Bani sunt alocați. Programul regional a fost cel mai, eu știu, implementat program în România, cel mai accesat. Aveam în urmă cu un an aproape 50% și erau proiecte în derulare. Deci pentru proiectul acesta regional au mai rămas 240 sau 260 de milioane de euro de la alte proiecte și care s-au adus în regio, fiindcă a fost cel mai accesat și cel mai, eu știu, de succes program pentru România și au considerat că e bine să suplimenteze fondurile. Deci eu zic că până în 2016, când ni s-a dat termen ca să încheiem programele după 2007-2013, pe regio să fim aproape cu toate sumele cheltuite la nivel european. Tot ce ni s-a acordat. Și apropo de regio, din cei 260 de milioane de euro care s-au reconstituit din alte surse care nu mai aveau finalitate, însemnând transportul și nu știu de unde au mai luat, Liceul Maiorescu a intrat, am depus proiectul ieri la ADR Sud-Muntenia, va fi finanțabil în procent de 98%, a fost verificat și eu zic că va avea toate șansele să-și găsească finanțarea din surse europene. Asta înseamnă că și până la sfârșitul anului, dacă în septembrie îl termină, putem până la sfârșitul anului să-l și plătim, fără să mai grevăm municipalitatea de a plăti sume de bani pentru Maiorescu. Vin și vă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă persoana care a intrat prin acel șablon ar fi continuat să conteste licitația, pierdeam această sesiune de depunere proiecte și ne trezeam în situația în care poate câștigam în justiție peste 5 luni, dar nu mai puteam să susținem în proiecte europene, fiindcă sesiunea de depunere trecea. Mă bucur că le-a dat Dumnezeu mintea cea de pe urmă și până la urmă au renunțat la a mai face, a mai băga bețe în roate. A prins bine și cu tot tantamul care l-a făcut presa, vă mulțumesc pentru asta și eu zic că totul e bine când se termină cu bine și nu cu tine. Da, fondurile de la Ministerul Dezvoltării, care au pornit pe 11 sau nu, pe 15, pe 14, pe 15, pe 16, nu mai știu când s-au deschis sesiunea de depunere. Oricum, ieri, e vorba de 1500 de pagini, a avut de lucru domnul viceprimar Vladu, că a fost însărcinat, a semnat 1500 de pagini, dar le-a depus. Deci ieri le-au depus și au luat primul accept că e ok. Ca și, eu știu, partea de evaluare a documentelor în prima fază, adică a existenței documentelor. După aceea urmează să evalueze oportunitatea, dar eu zic că vom avea șanse foarte mari. De ce vă spun? Suntem la competiție, am depus și între primii. Ele se depun pe ADR Sud-Muntenia, deci se duc pe zona noastră și banii avem pe zona noastră. Mai au o facilitate că lucrarea deja este în fază de... Deci nu este o lucrare uitată de lume și nu se lucrează. Deja am demonstrat că noi lucrăm în momentul acesta. Firma care a câștigat licitația lucrează și nu în ultimul rând are și o oportunitate. Vă spuneam, la competiție sunt acele campusuri școlare care se regăsesc în toate orașele mari și comunele care au licee din România și care n-au cum să demonstreze acum oportunitatea construirii acelui spațiu. Dacă la vremea respectivă, când au fost începute în urmă cu 5-6 ani, discutam de un număr de elevi, de o necesitate de a face campusuri școlare, de a-i caza pe copii, nu știu ce o să demonstreze hotarele,
ca un campus școlar în care trebuie să dea acum vreo 20 sau 25 de miliarde să-l termine, bani vechi. Nu știu cum o să demonstreze că au nu știu nu cât număr de copii, fiindcă și-a asumat angajamentul acel primar, că dacă n-are numărul de copii, va da banii înapoi? Ori n-are decât să ia după stradă, să-i bage cu forța, ori nu știu, eu cred că nu o să-și asume nimeni riscul pe o situație incertă. Eu știu că primești bani degeaba, dar trebuie să și faci ceva cu ei și după aia să ai și un beneficiu social, material, depinde cum s-a stabilit prin caiet. Ori nu cred eu că va arăta. Dar, în sfârșit, eu le doresc să realizeze, dar mi-au spus de la minister că astea nu știu dacă vor fi 3% din toate campusurile care vor intra. Poate noi aveam șansă să-l facem cel de la Tudor Vianu. Numai că acolo e o problemă mare de rău de tot. Odată că nu l-am trecut în administrarea primăriei, dar nu asta ar fi fost problema. Firma care a câștigat licitația și care lucra era Romstrade. Și e greu să demonstrez acum că are capacitatea să-l și termine. Ori nu mai am timp să fac altă licitație. Și am zis, ajunge unul măcar să terminăm Maiorescu și să-l și finanțăm și să-l și plătim. Da, a început curățenia de primăvară. Așa ne-a luat timpul înainte, avem noi, toți stăm, mi-am mai spus și la e-mail. Trebuia să vadă că se anunță călduri și să înceapă mai din timp. Ei știu că au termen 15-16 aprilie, adică înainte de zilele orașului. Și au zis, cri, 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 toamnă gri, avem timp, până în mai o lună. Nu, au început, o să înceapă și plantările de, au făcut licitațiile și plantările de arbuști, arbori, ce dorim să punem pe șoseaua Nicolae Titulescu. Ei au înțeles ei ceva, dar nu chiar tot. Nu or să fie o stradă numai cu un tip de flori, o stradă, or să fie intercalate ca să ai, până la urmă, ritmuri diferite de înflorire, de vegetație, de verde. Or să fie un fel de tuia, dar nu, o tuia, un fel de braz tuia, nu știu cum se cheamă, au niște denumiri, or să fie magnolii, albiția, mai acer, platonoidul. Sunt pomi care nu au o creștere foarte mare. Strada Nicolae Titulescu încă are sistemul de iluminat stradal aerian și firele. Și n-aș vrea când s-au pus pom după 5 ani să vină cei de la electrică și să facă un culoar pe mijlocul lor ca să ferească firele. Atunci am zis, hai să luăm pom de dimensiuni mai mici, pom care înfloresc, care au altă, până la urmă, arbuști ornamentali. Și nu mai știu ce tip de pom. Magnolii, platan și aliții. Platani sunt în altă zonă, platanii se vor pune în alei. Și în alei lucrăm la un proiect de amenajare peisagistică, de irigație automat și ușor, ușor încercăm să înlocuim pomii prin plantarea de platani și pom valoroși, fără să-i tăiem pe ceilalți. I-am curățat anul trecut ce a fost uscat și m-am speriat cât ce a rămas. Acum în zonele acelea unde nu mai este o vegetație puternică și o umbră pe măsură, se planteze acum în primăvară platani destul de mari, și nu fire subțire ca să fie vandalizați, platan, cum i-ați văzut și pe cei din București, dimensiuni mari de 20-24 diametru, nu diametru, circumferință, să discută la pom de circumferință. Și să-i lăsăm între pomii ceilalți, deci îi așezăm cam cum ar rămâne, îi lăsăm și pe ceilalți, ușor, ușor începem să le mai tundem coroana la cei vechi, ca într-un an, 2-3, când aceștia explodează în creștere, să îi reducem pe ceilalți care au ajuns la durata lor biologică și ușor, ușor să venim cu o schimbare fără să lăsăm terenul liber și fără umbră. Nu, singurul iluminat de sărbători este în parc. Acolo, în dreptul la acela, e singurul care a rămas. Dacă știți altul, spuneți-mi că n-ar trebui. Da, da, acolo s-au fost probleme, dar nu de la noi. Sunt mari probleme cu cei de la Enel. Astăzi am reușit să aflu cine este directorul al Giurgiului acum, sau al zonei Giurgiu. Este un domn Stoian, care mi-a spus că 2 săptămâni e plecat în străinătate și va veni după 2 săptămâni și discutăm să vedem cum facem, fiindcă, vedeți dumneavoastră,
Până vom depune proiectul european de 5 milioane de euro pe fonduri norvegiene privind înlocuirea întregului sistem de iluminat stradal în Giurgiu și un sistem de monitorizare și de management al consumului de energie electrică, până în acel moment mergem cu ce avem. Și e sistemul clasic să duc, deschid, închid, să ard, să mai fur o siguranță. Dacă la un stâlp s-a furat o siguranță, toată rețeaua a căzut, că sunt legate în serie. Sunt probleme mari. Sunt probleme și la ei. Le-au căzut o rețea. Am avut o situație în care o rețea întreagă n-a funcționat până ei. Uitați-vă că la Giurgiu n-a mai rămas mare lucru din falnicul și puternicul Enel. Au rămas câteva persoane care n-au nicio putere de decizie și nici nu știi pe cine să suni. Înainte îl sunam pe domnul Gheban. Și chiar dacă avea, nu avea tangență, faptul că era giurgiuvean rezolva repede, suna pe cineva, rezolva fără să facă multe hârtii. Ușor, ușor, nu prea mai avem cu cine discuta la Enel. Au sistemul centralizat, îți dă un număr și zice sunați și faceți o reclamație pe numărul ăla de nu știu de care. Păi în oraș nu stai până faci reclamație și până și-o înregistrează și până trimet și până și până. Dar eu zic că sunt lucruri care se vor rezolva odată cu acest proiect european, proiectul finanțare norvegiană. Dacă reușim să-l implementăm și să-l câștigăm proiectul, eu zic că va fi un mare beneficiu pentru oraș, fiindcă va fi un iluminat puternic. Să știți că am văzut în Bruxelles pe străzi largi, nu aveau stâlpi, nu aveau nimic, pe clădirile din stânga-dreapta niște proiectoare mari sau niște lămpi puternice și era feerie. Mergeai și vedeai la un kilometru ce se întâmplă pe stradă. Trebuie să ai un alt sistem de iluminat. Aici a fost gândit slab. Cel puțin ce s-a schimbat, s-a mers pe sistemul economic și nu vezi nimic în oraș. Umbre vezi, lumini și umbre. Asta este, nu avem ce să... Stâlpișorii ăștia mici ornamentali n-au niciun efect pe șoseaua de 14 metri. Trebuia un alt tip de stâlpi. Nimeni nu a spus, sau cel puțin a zis, facem economie. Sunt frumoși, sunt plăcuți, dar nu sunt de șosea de 4 metri, de 12 metri, de 14 metri. Uitați în București, au schimbat stâlpii și iluminatul pe Magheru. Păi vezi, nu, lumină, lumină, dar iluminat cu LED-uri. Lumină pur rece și puternic și consum mic. Acum, în sfârșitul martie, începutul aprilie, e sesiunea de depunere. Ne-l avem pregătit de astă vară. Cu tot ce înseamnă documentație, l-așteptam. Nu, să avem economie, în primul rând, că este iluminat cu LED-uri. Este un proiect de 5 milioane grand norvegian, nu plătim un leu. Ei stabilesc firma, deci e pe principiul acela, cine plătește, stabilește și regulile. Ei dau banii ca să-și vândă marfa. Și noi beneficiem de rezultatul acestei donații. Consum redus, vă dați seama, e mult mai puternic ca și luminozitate, dar un consum 60-70% mai mic. În condițiile în care am luat și cu cea mai ieftină energie, eu zic că nu vom mai plăti peste, dacă implementăm proiectul peste un an, mai mult de 200-300 de milioane lunar, în condiții în care plăteam 3-4 miliarde lunar. Deci sunt surse suplimentare pentru dezvoltare la nivelul primăriei. Vor fi surse, fiindcă până la urmă, banii care i-am alocat pentru Maiorescu, dacă am primit proiecte europene, îi refolosim pentru alte investiții. Banii care am făcut acum economie pentru energie electrică. Sunt, să zic că, din 3-4 miliarde reducem la jumate, 1-2, deci un miliard, un miliard jumate reducerilor, 12 luni, sunt acolo, 15-16-18 miliarde economie anual. Se vor duce tot în dezvoltare. Deci ne creăm sursele necesare și acum tot în dezvoltare se vor duce și următorul punct, că s-a tot discutat. Văd că am oameni care citesc ședințele de Consiliu, adică proiectele de Consiliu și le discută înainte de le discuta noi în Consiliu aici. Ceata lui Pițigoi, da, într-unul țipă doi. Ce zice? Au venit și au spus, domne, primăria Giurgiu vrea un nou împrumut, liberalii iau atitudini. Păi o să scot hotărârea, o să scot... Oameni buni, eu mi-aduc foarte bine, eram consilier în 2011 când s-a luat ultimul credit pe BCR. Și am spus atunci, ne îndatorăm maxim.
Ne ducem la 30%. Ce se va întâmpla peste câțiva ani când va crește cursul de schimb? Vom depăși 30% și nu se va mai putea face nimic. Și am declarația domnului, eu aștept acum în Consiliu să văd ce discuții va face domnul președinte de comisie cu o spoială, când a zis, eu nu-l înțeleg pe domnul Barbu, om da afaceri să nu gândească că a lua un credit înseamnă dezvoltare și nu înseamnă îndatorare. Și eu cred că dacă ar fi gândit ca un om de afaceri, știa clar că orice om își ia un credit ca să dezvolte. Și de-aia și ia primăria și îl felicităm pe domnul primar. Și acum liberalii iau atitudine. Păi oameni buni, mi se spune de un credit că a fost luat în condiții avantajoase și renunț la el. Așa este. La ora actuală creditul acela are 1,8% dobândă plus Euribor. Dar e un credit în valută. Și un credit în valută mai are niște costuri care nu le stabilești cu banca. Vin de la sine. Inflația cursului de schimb și comisionul de schimb. Comisionul de schimb e 1,2%, deci îl adaugi la 1,8% și inflația e minim 3% pe an. Deci dacă adaugi 30 cu 3, fac 6, e mai scump decât ăsta la altul. Și nu ți asigură o certitudine că a la lung pe 10 ani ai aceeași rată de plătit. Deci poți să-ți faci un cash flow foarte bun în bancă. Domnule, știu clar că am de plătit 7 miliarde, 7 miliarde îi plătesc de aici pe 10 ani. Dar când îl ai în valută, am 7 miliarde anul următor, am 7.300, anul următor, am 7.600 și uite așa mă duc. Și am pus pe cei de la serviciu financiar al primăriei să-mi scoată și mie o evoluție a inflației cursului de schimb în perioada 2006 când s-a luat creditul ăla până în 2014. Și vă spun că primăria a plătit numai din diferență de curs valutar 90 de miliarde bani în plus. 2 milioane de euro i-a plătit în plus numai din diferență de curs valutar. Faceți o socoteală să vedeți exact ce a însemnat și ce mai înseamnă în continuare creditul ăsta numai din diferență de curs, că noi mai avem încă o perioadă care trebuie să plătim banii ăștia. Și o să ajungem unde ajungem. Nu mi-a trecut cheltuiala cu comisionul de schimb, care înseamnă și ăla destul de mult, 1,2%. Lună de lună. Pe suma rămas, pe suma plătită, lună de lună, dai 1,2%. Toate creditele. Va fi o refinanțare care acoperă toate creditele. Deci, noi am zis, dacă mai rămâne ceva, să putem lua pentru dezvoltare. Și nu iau ca să pun pavele. Nu iau nici să pun floricele sau să mai fac pădurea Bălănoaia sau să mai fac nu știu ce, să mai iau câte 1 milion de euro. Nu. Banii, deci e 78 de milioane, tot creditul care îl are, 68 de milioane e creditul care îl mai are primăria în acest moment și încă 10 milioane un surplus. Pentru ce era nevoie de acei bani? Păi eu stau să aștept Consiliul Județean să aprobe bugetul, nici de 3 luni a primit banii de la guvern și nu i-a aprobat bugetul, ca să plătesc cofinanțarea la proiectul european cu apa service, cofinanțarea la proiectul european cu gunoiul, cofinanțarea la proiectul care îl depun acum pe eficiență energetică pentru anveloparea celor 507 apartamente din policlinică. Și înseamnă 40 de miliarde bani vechi, cu 22 de miliarde apa service, cu 29, aproape 30 de miliarde dincolo, ăștia-s banii, fraților. Nu s-a-s bani. Deci nu-i folosesc ca să pun pavele. Banii care îmi rămân, dacă mi-o da anul acesta, fiindcă înainte de a mă duce și a lua credit de la bancă, de a intra în licitație și a lua credit de la bancă, trebuie să merg la Comisia Națională de Avizare a Împrumuturilor. Și acolo, cine s-a dus la început, au o cotă pe un an. Că nici țara nu poate să împrumute a la lung, așa cât vrea fiecare primar. Ia, datoria fiecarei primării intră în datoria națională a țării. Și înainte de a lua tu un credit primărie, trebuie să te duci la Comisia Națională de Avizare a Împrumuturilor să spui mai am și eu cotă să pot să iau împrumutul pe anul ăsta? Ei s-au dus marea majoritate, fiindcă anul trecut nu s-a dat voie nicio unități administrative să ia împrumut. Niciuna. Fiindcă ne-a impus Uniunea Europeană să reducem gradul de îndatorare. Și atunci, anul acesta, cine nu și-a luat anul trecut, a dat năvală. Și-au dat năvală în ianuarie, în februarie, în martie. Când mă duc eu până mai, o să spună, da, ok, vă luăm în evidență, dar anul ăsta nu mai avem plafon pentru dumneavoastră, o să luați la anul. Deci eu sunt ferm convins că nu se știe dacă suma asta poți să o mai iau, acei 10 milioane. Eu trebuie să o trec,
s-o amână aprobare și vedem la anul, dacă nu pot anul acesta. Care este avantajul până la urmă? Este prelungire pe 10 ani a datoriei existente cu 2 ani de grație. Și banii pentru dezvoltare îi voi avea în acei 2 ani de grație. În loc să plătesc 11 miliarde și după ce intra creditul de la BCR, 12 miliarde lună de lună, voi plăti doar 3,7 sau 3,5 miliarde lună de lună. Îmi vor rămâne 8,5 miliarde bani care nu-i mai plătesc lună de lună. Deci vor rămâne rezervă. Asta înseamnă aproape 100 de miliarde, 90 ceva, 100 de miliarde an de an din neplata pe 2 ani de zile a acestui. Și din aceea voi face investiții. Din aceea voi merge să fac tot ce înseamnă racordarea la canalizarea pluvială și la tot ce înseamnă în zona aceea, fiindcă nu intră, nu e eligibilă pe fonduri europene. Și trebuie să gândim cu proiectanții pe Ramadan un sistem enorm de colectare după toate străzile. Și de acolo să meargă spre Dunăre și să vedem unde găsim o stație de epurare care să epureze apele, apele pluviale și să deversăm în Dunăre sau unde deversăm. E ușor să vii să spui repede cum, nu știu, îmi pare rău să spun lucrul acesta. Dar, și îmi pare rău pentru domnul Băianu, dar este pus în ultima perioadă în niște situații jenante față de, cum îl știu eu pe dumnealui. Ca persoană care, atunci când a fost președinte de Consiliul Județean, a făcut treabă. Și zic eu că e pus în niște situații jenante, cred eu, tocmai ca să ori să-l sape și să nu mai aibă forță, oriceva se întâmplă. Și mă bazez ce spun. N-ai ce să cauți tu, fost președinte de Consiliul Județean, administrator public și, și președintele organizației municipale a PNL-ului, să te duci la vizita regelui Ciobă la Giurgiu, în care se stabilește un nou partid care va face ce? Și să fii acolo și să spui, da, ce bine că se face. Deci asta e tocmai ca să îi rupă credibilitatea domnului Băianu. Acum înțeleg că unii au luat 4.000 de voturi la alegerile locale și unii au luat 18.000. Și unii s-au văzut foarte bine municipiul. Nu, că eu am luat 23. Eu ziceam de altcineva. Și unii s-au văzut foarte bine municipiul și alții nu. Și parcă îi deranjează pe alții că sunt văzuți alții, pe unii că-s văzuți alții bine. Și atunci hai să-l mai rupem un pic, că prea l-a văzut lumea, să-l mai trimitem și cu unii și cu alții, ca să zică, uite bă, și... Cu ce rom? Nu știu. Sincer. Ok. S-a dus PMP-ul sau... S-a dus, da. Dânsul chiar n-avea ce. La vista regelui Ciob. Îmi puneam problema atunci, bine, nu s-a putut că am fost plecat. Sunt unii care au văzut unde am fost plecat repede, steau după urma primarului, așa, dar mă gândeam să-i acord până la urmă alteței sale onorul cuvenit să-mi iau diagonala, să nu-mi iau. Îmi întreba pe aia, zic, bă, să cere cu diagonală, cu fără diagonală, și a zis nu. Da. Nu știu, sincer, n-am înțeles. Și aceasta a luat atitudinea iurea. Deci nu e, n-are, deci nu e. Și mai e o chestie, iar iese în scenă și spune, domne, ce părere aveți de primar că înlocuiește pavelele de pe șoseaua București cu alte pavele? Bă, oameni buni, e proiectul european. Nu le locuiesc că vreau eu. Așa a fost făcut proiectul. Drum și pavele. Dacă tot ne-au dat banii și-l avem pentru pavele, înlocuim pavelele acelea cu pavele noi, că sunt precute în proiectul european și n-are sens să le pierdem, iar pavelele care le recuperăm, facem acum burnazul, am făcut câteva ani toamnă două străduțe cu pavelele respective, burnazul acum le facem, îl facem cu pavele, deci nu mai cumpărăm pavele pentru unde avem fundături, colțurile, ce... Folosim aceste pavele și eu zic că 20.000 de metri pătrați vom avea, nu vom avea 20.000, dar 16-18.000 de metri pătrați vom avea de străzi făcute cu pavele din recuperarea acestor. Dacă tot ni le-a dat, înlocuiește pe altele, că nu i-au mai plăcut primarul. E ușor să spui, dar astea sunt, nu știu, nu o să intru într-o polemică, atât spun și mă opresc. Unii au stat în spatele unor oameni puternici. Deci domnul Lucian Irescu a fost un puternic și care și-a impus punctul de vedere că avea puterea lui. Unii au stat în spatele acestor oameni puternici și au învățat numai anumite lucruri fără să aibă și puterea să le pună în practică.
Și dânsul le face doar că n-are puterea să le pună în practică. Nu știu, e greu să stai în spatele cuiva 12 ani și să zici că ești mai tare ca el. Eu am explicat de 10 ori, de 15 ori. Dacă o gândim politic, să ținem niște primari cum îi ținem acum, că nu le dăm banii de la bugetul statului, ca să-i vedem cum votează la europarlamentare. Dacă îi gândim că îi ținem de mână sau cu belciug pe alți primari sau pe aceiași primari cu un proiect european în care o să spunem, vedeți, uite, ne batem pentru voi să vă aducem apă și canal în comună și le spune și la voi. Păi oricum primaria nu o să prindă mandatul ăsta, nici măcar pornirea proiectului de apă și canal. Dar este forma asta de a îmbina politicul cu economic, rentabilitate, eficiență. O să-i spun domnului Mustățea foarte simplu. Vom aproba și voi ruga consilierii să aprobe în Consiliu în momentul în care îmi va garanta pe persoană fizică sau pe entitate, cum o vrea dânsul, că atunci când o sat sau o comună nu-și va plăti contravaloarea apei și canalului, va garanta Consiliul Județean că va plăti apei servicii acești bani. Și fără nicio problemă, se semnează în secunda 2. Și dacă mai îmi garantează, cum spune acum, că nu o să crească prețul apei după ce se implementează proiectul ăsta de 150, diferența de cost datorate implementării s-o suporte Consiliul Județean. Și nicio problemă, semnez în secunda 2. Dar nu o să ajung să oblig cetățenii municipiului Giurgiu să suporte costuri necesare ca să se pună apă în nordul și la țară și la unde. Fără nicio problemă. Sunt ales primar de municipiu să reprezint interesele municipiului. Și acest lucru le voi spune și consilierilor. Gândiți-vă că sunteți consilier local și nu județeni. Că trebuie să susțineți cauza locuitorilor din oraș și nu cauza politică a județului. Domnul Mustățea e ales de județ, n-a fost ales de municipiu. Nu o să-l intereseze niciodată ce se întâmplă în municipiul acesta. Drept urmare, ați văzut, anul trecut ne-a dat 1 milion de lei, anul acesta nu vrea să ne mai dea deloc, că a zis că nu interesează municipiul. La cât l-au votat? Vă crezi și eu că nu-l interesează municipiul. Dar la cât l-au votat? În viitor? Nu știu, am înțeles că vor 50%. Da. Scuze. Poftim? Eu n-am target. Ați auzit vreun target la primărie? Nu. E un target la nivel național de 35%. Fiecare cât își stabilește. Da. Nu știu cât o scoate eu. Vreau să văd și eu cum stau cu ocazia asta. Și cum înțeleg oamenii să susțină până la urmă proiectele pe care primăria vrea să le implementeze, proiecte cu finanțare europeană. E simplu să spui nu se face, nu se face în oraș, dar când ai niște proiecte europene și trebuie să îți asiguri, eu știu, un suport prin parlamentari, europarlamentarii care îi avem. Cum să te duci să depui proiecte europene direct la Bruxelles sau să ți le susțină când se uită și vede că el a fost ales de locuitorii din Giurgiu cu 5% sau cu 10%. Păi ce o să zic europarlamentarii? A, bă, și lasă-i pe ăsta, mă duc pentru ăla care m-a ales cu 50%, cu 55%. Și acolo, da, am o obligație morală. Cine o să fie, ăla o să suporte. Asta nu e mod de a gândi despre locuitorii orașului, că, vezi, Doamne, după mine pătoful. Care tu trebuie să-l plătești. Cine-l plătește? Municipiu. Și municipiul poți să-i oprești apa? Ăla de la țărăcea am puțin în curte. N-am stricat nici privata din fundul curții. Dar știi, vă dau nebic cu apa voastră. Păi, când se va ajunge, credeți că după ce implementezi un proiect ăsta, noi avem acum 2,5. O să ajungem cam 2,6-2,7, că suntem obligați, că am fost prevăzut în master plan de la început, care vor fi etapele bacului. A fost trebunit.
Când vom ajunge în implementarea la al doilea, o să spunem, păi eu crească la 3,2, la 3. Analizarea, că oamenii aveau bună dreptate. Deci domnul le spunea, domnule, n-a crescut decât de la 2 lei la 2,5, n-a crescut decât cu 50 de bani. Da, da, crește și canalizarea. Și aia e la pachet. Și amândouă, ăsta 2,5, ăla 2, 4,5. Și omul știți ce gândește? Domnule, eu plătesc apa 5 lei și ceva. Chiar dacă îi spun apa costă doar 2,5 plus TVA-ul, ce? Nu, domnule, eu plătesc cu bani și canalizarea la pachet. Da, da, fiecare. 30 îi tai apă. Asta este partea frumoasă. Și la municipiu la fel. Păi da, și la municipiu nu oprești, nu oprești. Știi ce să... Cine îi oprești? Absolut în comun. Iată, ai făcut o situație, dacă nu-i dau voie, nu oprești. Păi la mine acasă, dacă eu nu plătesc și am trecut 3 de zile, a venit și mi-a sigilat. Căline, dar dacă se adună 10... Credeți? Păi discutăm de un județ, mai discutăm de... Domnul primar, vreau să vă întreb dacă aveți idee. În toate municipiile, toate SNADI-urile de astea comune, nu trebuie operatorul de apă să fie... Deci, în primul ADI-ul, faptul că municipiul avea un număr de consumatori și toți ceilalți, am făcut repede, adică Globozia n-ar fi intrat cu 2000 de oameni sau câți are. Dar fiind aproape de Giurgiu, n-au fost cheltuieli mari și a băgat și Slobozia în acest proiect. În momentul proiectul cu doar municipiu a fost ok, costurile au fost rezonabile, în momentul în care au introdus toate comunele județului, a îngenunchiat municipiul, fiindcă primarul de acolo mi-a spus, lunar trebuie să acorde 5, 6, 7 miliarde subvenție de la primărie ca să susțină operatorul, altfel moare. N-are, nu încasează banii. Nu încasează, are facturi la țară de 250 de milioane și ăla încasează 100-150. Fiecare comună îi vine cu minus de 100-150 de milioane lunar. Înseamnă că proiectul ăsta e gândit de la nivel central, parlamentar. El e gândit. Problema este ce se întâmplă. Și primarul de la municipiu, de la Pitești, nu-și poate permite să intre în faliment operatorul de apă, fiindcă el lasă orașul fără apă. Și nu poți, nu un serviciu care zici, domne, nu-l lași și-l pun pe altul. Și atunci trebuie să vină cu bani. Și să-l susțină. Și de unde? Cred că e simplu, că unde sunt 100 de mii de consumatori, își vor plăti și strângem bani, dar se ia calcul că nu-și vor plăti. Și asta am spus. Dacă domnul... Dar nu vrea și spune, dar știți că n-are bani. Și nu o plătesc, frate. Și ce... Bun. Problema se pune... Cine suportă că la un moment dat sunt cheltuieli de mentenanță cu acest sistem? Pe Giurgiu Apa Service, și vă rog să vorbiți cu domnul director, faptul că avem o stație de epurare ultramodernă ne-a mărit costurile enorm de mult, consumul energetic. Acei, exact ce spuneau, îți dă cu o mână și îți ia cu două, că nimeni nu-i prost în toată afacerea asta. Credeți că ăștia interesează atât de mult de noi să stăm noi bine, frumos, să avem și apă și canal? Nu, au venit și ne-au adus tehnologiile lor. Și a zis, tehnologia asta mea nu funcționează decât cu substanțele astea. Să nu cumva să le schimbați, că stricați nu știu ce. Substanțele ale lui te omoară. E exact ca la mașină. Îți vinde mașina ieftin și îți vinde piesele scump. Și în 3 ani de zile te-au îngenuncheat. Mai bine nu-ți luai. Și datea fraierii la început și ai luat mașina repede. Și că uite, bă, când dă, uite, cu dobândă zero. Nu mai soi. Păi și după aia. Nu știu, e o obligație care ne-am asumat-o la nivel de țară, că trebuie să asigurăm. Dar există și alte surse de a asigura necesarul de apă al orașului, al satelor. Fiindcă noi avem până în 2016, dacă nu mă înșel, să asigurăm în toate satele sau în 80% din localitățile țării apă curentă de la sistemul centralizat și până în 2018, dacă nu mă înșel, canalizare nu știu cât. Ați văzut ce problemă au cei de la lângă Sibiu, la Rășinari? Ei au un sistem de alimentare cu apă, nu e tot comuna racordată, un sistem de asigurare a apei de la niște izvoare cu apă curată, apă de munte. Ca să facă sistemul de canalizare, nu ți-l dă decât la pachet cu apă. Nu poți să iei doar canalizare, nu. Vrei să iei canalizare, ia și apă. Și în comuna el avea 60-50% sistemul cu apă asigurat pe sistemul vechi. Și el a băgat ca să bage în proiectul ăsta european tot sistemul. Și le schimbă la oameni, la o parte din ei, sursa de alimentare. Și oamenii s-au răsculat la televizor, au arătat, din acest considerent. Ce, dom'le, noi aveam o apă așa de bună și îl vine să ne aducă de la 20 de kilometri unde e zgunoaie. De ce nu ne lasă apa noastră? Dar oamenii n-au înțeles că acea comună să acceseze proiectul european, el trebuie să ia la pachet canalizarea cu apă. Nu poate să meargă, zic că am apă, nu mai iau canalizare. Nu mai iau decât canalizare. Nu, el trebuie să ia pachet.
Și de aici apar probleme de probleme. Ei intră pe ordinea de zi, au susținut-o consilierii PNL, au semnat-o, au depus-o, au îndeplinit cerințele, nu știu cât le-au îndeplinit de legal, dar au îndeplinit cerințele. Ea se va supune pe ordinea de zi. Toate fiecare au, deci consilierii au dreptul să voteze, nicio problemă. Asta este. Măcar vom vota individual, să știe lumea cine a votat ca să le crească prețul la apă, să crească prețul la asta, nicio problemă. Deci se va vota individual proiectul acesta, fiind un proiect de interes. Alte întrebări? Mai am eu. De 2 ani de zile și cu... Nu, cu câinii tot adunăm. Și pot să spun că în momentul acesta avem un gol de marfă de vreo 100 de câini. Deci avem posibilitate. S-a stricat arma. S-a stricat pușca. Și acum, știți cum este? E greu, e prins prima dată, dar a doua oară dacă vin băieții în portocaliu, nu-i mai prinde de câinii de nu știu când. Și aleargă săracii, după ei prinde 1, 2, 3. Ieri au prins 13, dar chinuiți. Nu, au o temă clară. Deci eu zic că în ritmul acesta, dacă strângem cel puțin 200 de câini lunar, eu zic că anul acesta, anul viitor, să-i mai rărim bine. Problema se pune că astăzi am cerut regim de urgență și au prevăzut să mai cumpere o pușcă. Aveam 4 hingheri și o pușcă. 4 tanchiști și un câine. Era un film când eram eu copil. Da. Și atunci am zis, bine, doi dintre ei, Facebook, ce să-i faci? M-a sunat cine, mi-a transmis cineva mesaj, acum, la duminică, la ora 16, o mașină a tras o Dacia acolo, a aruncat 2 saci de boabe peste gard. Și am zis, cine au fost ăia? 2 hingeri care suplimentau paznici. Când nu prindeau câini, mai ținea loc de pază pe acolo. Și au rămas doar, din 4 negri mititei, au rămas doar 2. Și au rămas 2. Nu foarte mulți, deci cei care au avut probleme medicale, fiindcă i-am cam speriat că o să-i trimitem pe calea viselor și asociațiile de câini au tot luat. Cred că luna trecută am prins, deci luna asta, am prins vreo 90 și ceva de câini și am dat spre adopție vreo 120. Da. Păi nu, le-am pus să iau o problemă mare de tot. Ei sunt cipați. Eu am crezut că cipul ăla, cine îl bagă, îl scoate altul. Nu, poate ce l-ai băgat, nu mai poți să-l scoți. E băgat, nu știu cum, sub piele, e mic. Crotalul de-aia, cipul nu. Și eu au, cum să zic, un risc enorm. Dar îi da drumul, dacă îi dă drumul în localitate. Că dacă îi dă drumul în localitate și îl prind cu cip, când îl prinde, îl verifică, îl scanează și dacă îl prind cu chip, îl văd exact de unde este și atunci mă duc la el și e problemă mare. E penală. E penală luarea câinilor și darea drumului înapoi, pe lângă amendă și alte. Și plus că nu mai primește un câine. Nu. Au tot mers, au făcut antam, l-au pus pe primar, că e hingher, am primit cartonașe galbene, roșii, o groază, le primesc și pe primărie, un teanc. Mi-a adus Emil, uite așa, un teanc. Și fiecare cartonaș avea un plic. Deci plicul întregi, cartonaș și tot în vin. După în toată, au făcut-o, da, că e primarul de Giurgiu, e criminalul câinilor, că nu știu ce, dar au început să ia. Doamne, există o acuzație din partea asociațiilor că dacă se eutanasează câinii, nu ar exista un contract cu programul? Pe unde îi ducea? Nu riscă nimeni, e penal. E penal și nu riscă nimeni. Pentru ce? Adică, bun, aș risca eu ca primar să zic, doamne, am un interes să scap de câini și aș face ce aș face, nu mai scap de... Dar angajatul ăla de ce săriște? De ce să-și... Că e penală treaba. În momentul în care iei și îngropi, chiar dacă costă enorm de mult, vă spun eu. Costă 15 milioane o tranșă de 400 de kilograme. De-aia și noi, când facem până strângem de 20 de câini și atunci îi dăm, îi congelăm, îi aranjăm și atunci îi dăm. Să vină vremea când mai pune la soare, mai... Dacă vorbim prostii. Da. Haideți să vă spun că tot am ajuns în zona asta morbidă. Știți că de 2 ani de zile am intrat pe o evidență a locurilor de vești în cimitire. Lucrurile încep să dea rezultate cât de cât trebuie să intrăm într-o normalitate și într-o
evidență corectă și clară. Se intră, s-a mers pe inventariarea tuturor locurilor de veci, a persoanelor care le dețin, a formelor legare cu care dețin acel loc de veci și nu în ultimul rând a existenței acelor documente minim necesare cu care să opereze în registru. Fiindcă orice cimitir are un registru cu regim special care ești obligat să-l cer. Ne-au cerut acum de la o judecată să le dăm situația din 1920 pe nu știu ce zonă de cimitir. Caut. La dea de pe n-am găsit. Păi nu mai găsim dacă cu 5 ani, dar minte dacă cu 100 de ani. Trebuie să mergem la arhivele naționale, în sfârșit. Deci sunt lucruri care se păstrează pe veci. Drept urmare, mi-au adus o informare la două cimitire în care cât de cât s-a terminat partea de introducere a datelor. Și dacă la Zmârda avem 10.877 de locuri de înhumare și sunt vreo 12.000 și ceva, sunt vreo 4.000 cu concesiune expirată sau cu o formă în care nu știm documente. Din care, din acest 4.081, și aici este foarte, foarte sensibilă treaba și vreau să rețineți nuanța, locuri de înhumare cu concesiune expirată, care au chitanță și adresă. Deci sunt 764 care sunt în regulă, dar au concesiune expirată. Au și chitanță, numărul de chitanță trecut în registru, au și adresa unde să mergem. Deci acestea sunt ușor de găsit, le vom trimite câte un pliculeț acasă să vină, să intre în legalitate, să ne aducă ce acte au. Nu ne deranjează, nu-i deranjăm, nu-i supărăm, nu le luăm locul, dar trebuie să introducem în baza de date toate aceste lucruri ca să fie pe veci lucrurile clare și aduse la un punct în care să știm ce avem acolo. Încă o rubrică, număr de locuri de înhumare cu concesiune expirată, cu chitanță, cu nume de persoană, dar fără adresă. 3.110 persoane. A venit, l-a tăiat pe ăla care era acolo și l-a scris Ionescu Vasile. Și atât. I-a trecut chitanța când a plătit el ce a plătit, caută-l pe Ionescu Vasile. Dacă pe cruce ar trece ăștia și locul nașterii și locul de așa, l-am luat mai dâmbă, dar n-are decât nume, prenume, Iisus Hristos, regele iudeilor, și gata. Și e greu. E greu că până ajungi la sfinți, nu știi cum să-l cauți. Și iei și caută. 3.110. Și mai am 207 persoane, și vreau să rețineți și aici, număr de locuri de înhumare cu concesiune expirată din cei 4.081. Fără chitanță, fără adresă, doar nume. Deci ăștia 207 sunt trecuți de cineva pe acolo. Noaptea, pe răcoare. Care cimitir? Când? Când? Păi nu, haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Nu. Haideți să vă spun. Eu am fost săptămâna trecută în cimitir și le-am spus, bă, oameni buni, faceți la primul, la al doilea n-am cum, dar la primul, faceți canalizare. Că aveți posibilitate, e chiar lângă stradă. În momentul în care au făcut canalizarea și au turnat betoane, au oprit. Aici nu mi-a dus mintea să oprească lunea, marțea, miercuri. Oprit sâmbătă. Că au lucrat vinerea și au oprit-o sâmbătă. Ca să se usuce cimentul și ce au făcut, să nu se pună. Și din cauza aceasta, acum îmi spuneau, că am fost și eu astăzi în cimitir acolo, și îmi spuneau că dacă am făcut canalizarea la prima, trebuia să o fac și cealaltă la 200 de metri. E greu să am pantă și să o fac la adâncimea, fiindcă aici mi-a fost simplu. De aici m-am înțepat 5-7 metri până în stradă și m-am înțepat în canalizarea orașului. Dar acolo nu mai am posibilitatea. Și le-am spus, puneți să funcționeze, dar puneți-o tăbliță. Bă, oameni buni, nu te apuca să speli găleata
și să arunci apa jos. Nu te apuca, că sunt toți cei care lucrează în cimitir. Și vin cu toate utilajele, cu tot ce au avut murdari și le curăță de ciment, de nu știu ce, acolo. Acum am loc de vest stânga și au venit cei cu locurile de vest și au zis, doamne, dar înțeleg că avem aici asta, cum îi spune cijmea, dar faceți-o să nu mai dea apa, că ajungă apa la mormintele noastre și nu-i bine, nu-i frumos. Vom ajunge și i-am pus să facă un sistem să avem cât mai aproape de șoseaua de Horia sau ce este acolo, de prima șosea, unde avem pluvială, unde avem canalizare, și să venim cu un sistem în mijlocul, deci un pic mai spre abator, cum ar veni de la intrarea principală, și să venim spre mijloc cu încă o linie de apă și de canalizare, undeva la jumatea cimitirului. Să ne ducem cu ea cât mai în adâncime și să-i dăm de acolo panta. Aici nu mai am cum să-i pun pantă, că nu curge, nu o să o pun degeaba. Sau să o fac prin cădere, nu e treabă. O să încercăm toate variantele și am luat toate cimitirile ca să asigurăm apă cu canalizare în mijloc, să avem tomberoane de gunoi în fiecare zonă, nu numai în fața aici și să vină omul, că nu-l mai aduce, zice, nu-l mai mă duc să-l aduc și îl lasă pe acolo. Și mai bine să-i dăm posibilitatea omului care are bună credință să ia și le aducăm și de acolo să le cărăm noi mai ușor. Vom face, am zis, va avea în plan, dar mi-e teamă că îi spun repede și pe stilul de armat al domnului Dumitru Eugen, îl fac, acum am zis, până seara e făcut și vreau să ia mărunțel așa. Vom intra cu lucrări de investiții și atunci, eu le-am spus și celor de la care lucrează și au lucrări în cimitir, firmele respective, erau 2-3 pe la poartă. Și le-am spus, băi, oameni buni, bun, am venit noi și am făcut canalizarea și asta. Atâtea firme. Faceți și voi aici un loc unde să scurgă apa frumos, un loc unde să poți să pui o sticlă, să așezi. E rămas un tub de la ridicat sus și curge până la aia canalizarea. Și a zis, păi nu ne-a zis nimeni. Păi bă, dăm propria inițiativă, vă strângeți câte și am să facem noi. Uite, ne-a tras canalizarea, ne-a tras, hai mă să o amenajezi noi pe asta. Că până la urmă noi spălăm obiectele aici. Nu vine omul vine și ia o cană de apă sau o sticlă de apă și judă mormântul și judă florile. El nu o să vină niciodată să spele sapa și ce este acolo. Deci tot ei folosesc mai mult. Și a zis, păi nu ne-a spus nimeni. Luați-mi inițiativă, trebuie să vă spună cineva. Foarte și spune, doamne, aveți un loc, îl curăț eu. Uite, mă costă atât, dacă vreți, merge, mi-arătați mult. Și ok, cu acceptul proprietarului poți să faci ce vrei. Dar a intrat până cimitir și ce faci pe aici? Păi știi, mă plim și eu pe aici că o să-mi dea cineva sau nu mi-a dat. Ia mai și ți-a faci. Uite, nu mai ne dă voie. Da, la Sfântul Gheorghe lucrurile stau mai bine. Sfântul Gheorghe fiind un cimitir înființat în 1993, lucrurile stau mai bine. La Sfântul Gheorghe sunt cu concesiune expirată doar 179 de locuri de veci, care au chitanță, adresă și lucrurile astea sunt 91, deci doar fără chitanță și fără adresă, doar 53. Pe acte scriptii 3869. Deci nu, datele sunt mult mai bune. Sfântul Gheorghe e mai în firea lui ca și, fiindcă e un cimitir nou și lucrurile n-au trebuit. Și poate a avut și un intendent mai ok. Asta o variantă. Nu plătea concesiunea. Lua un loc de veci și spuneai, o să ai tu, ăsta e locul tău. Ți-l dau eu. Și fiecare să simțea. Asta era o variantă. În al doilea îi spunea, bă, dăm o chitanță. Și atunci îi dădea doar o chitanță, fără să-l treacă în registru. Și era doar o chitanță, nulă, dacă nu ești trecut în registru. Sau îi dădea chitanță, și care erau mai scrupuloși, le spunea, uite, vino să te trec în registru. Și îl tăia pe unul după în registru și îl punea pe el. Ionescu Vasile, fără adresă, fără nimic. Și ăsta e, uite, gata. Băi, acolo. Și pe principiu știți cum era? Nu, doi din ei sunt în Italia, vă spuneam, că au dosare penale și s-au dus în Italia. Și al treilea e cel care l-a mutat de la Sfântul Gheorghe, că era mai în firea lui, l-am dus la Smârda, dar iarăși n-a avut în fire, n-are stăpânire. Am înțeles pe acolo, ba una, ba alta, până nu verific, dar au început. Că oamenii, vedeți, meastră, când era o situație din aceea în care n-ajungeau să plângă primarului, omul dădea mărunțel din buză, înjura, făcea și nu știu. Acum e democrație. Și toată lumea, mai e și posibilitatea asta electronică. Nu te știe nici vântul, nici pământul. Știi repede, face bucul primarului
domn primar, uite, am o problemă, bla, bla, bla. Și eu, păi, așa o trimit mai departe. Mai sunt unii care spun, v-am spus numele, dar vă rog, nu-l dați mai departe, doar verificați. Ok. E simplă treaba. Deci nu avem atât de mulți bani, dar cum am început la DAS și va da rezultate, o să încep și la Direcția de Impozite și Taxe, la DAX, la sala de relații cu publicul, am pus o cameră video și am zis să pună și audio. Pa, s-au revoltat ai mei. Cum audio? Că ni se încalcă dreptul. Și am zis, da, vi se încalcă nu dreptul. Punem un afiș, pun angajați. Punem un afiș mare în care spunem, în această sală, orice discuție se înregistrează audio și video și se păstrează timp de 7 zile. În tot acest timp aveți posibilitatea să faceți reclamație. După 7 zile se șterge automat. Deci 7 zile e acolo, martor. Și să-i văd și eu, păi mei, cum îi ia de la o tură și pleacă, băi, iar ai venit, ca să nu spun de o aripă sau de altă, de la o tură așa ia și... Că acolo să duc. Omul vine săracul, ba, ate drumul săracul până acolo așa ca să ia să afle un răspuns și ia ăștia ai mei de... Lucrul ăsta îl voi face pentru toate direcțiile. Lucrăm la un proiect pentru un registru unic. Toate direcțiile din primărie va avea un birou sau două, un ghișeu într-o locație de mărimea clădirii acestea. Vor fi 24 de locații așa în care omul stă frumos, un automat de cafea, îi vine rândul când este... Și acolo totul va fi înregistrat, video și audio. Și să-i mai văd eu și pe unii și pe alții care să-mi spună, știți, am fost și mi-a vorbit urât. Știi cuvântul lui, împotriva cuvântului omului din primărie? E greu să demonstrezi. Care a avut vocea mai tare, care a avut timpul vocii, care n-așa folosit cuvintele care trebuie, care s-a enervat primul, care a cedat nervos. Deci sunt mai multe lucruri. Dar trebuie să începem. Același lucru e la DITL. Sunt acolo niște... specimene, că trebuie să mai folosim și cuvinte de-astea așa mai la direct, în care, iarăși vă spun, cineva mi-a spus, și domnule, eram pe hol, mi-a fost mie rușine de rușina bătrânului ăla care a intrat și a întrebat, doamnă, ce fac cu hârtia asta? Iar ai venit, bă, aici, nu vă mai săturați, nu vă îngroapă pământul ăsta odată, că toți bateți și veniți omul să-și plătească taxe, nu veniți de altceva. Adică veniți să se plătească. Și o persoană care și care are probleme psihice. Tu trebuie să controlezi, trebuie să plece acasă, să ducă să facă. E funcționar, e greu să-l dai pe domnul funcționar. Dar când va avea camera pe el și microfonul, cum stau eu în fața la camera la băieții ăștia, că de mult nu mai au casetă pusă acolo, dar nicio problemă. Da. Știți cum e cu sancțiunea asta? Trebuie să-i demonstrezi că a încălcat. Îl duci într-o comisie de disciplină. Acolo trebuie să vii cu strângteancul de hârtii să-i demonstrezi că l-a încălcat. Și îi dă un avertisment. Și gata. Și la avertismentul ăla se șterge după 6 luni. Sau îi dă nu știu ce. Dar când vom avea zoom-ul pe el, să-i vedem. Și la caserie, și la relații cu publicul, și la impunere. Să-i văd și eu cum... Și le duc dimineața, că acum să practică, cu un borcan de miere. Trecut dimineața, a luat o linguriță de miere și lapte și miere după aia. Discuții frumoase, se văd, clientul nostru, stăpânul nostru. Păi vin oamenii să-și plătească taxele și noi l-am luat la șur, de parcă n-ar fi de ajuns că stau la coadă ca să-și plătească taxele. Acum trebuie să-i și înjosim, să-i și luăm la ture, că nu vă mai săturați, mai stați pe acasă. Ce ați venit în prima zi să vă plătiți taxele? Nu aveți timp până la 31 martie? Gândire de oameni de la DITL. Asta este. Dar vă spun, mare noroc am noroc. Am avut mână bună cu Laurențiu Țintă. A reactivat tot ce înseamnă. Pă, o gândire mai tinerească, mai altfel, a lucrat în sistemul bancar, știe și cum să organizeze. Păi am dat noi bani așa de ajuns ca să-și asigure el ce, tot ce trebuia acolo. Și păi, dar nu poți să lucrezi cu calculator vechi de când lumea și pământul ca să bași bază de... Luna trecută au descoperit aproape 200 și ceva de locuințe neregistrate și 2000 de mijloace de transport neregistrate. 2000. Și le luăm ușor, le verificăm. Îi spune omului, domne, intră în legalitate. Nu ți-au amendă, dar intră în legalitate. Plătește-ți ce nu ți-ai plătit. Acum mergem pe sistemul acesta de eșalonare a plăților între 500 de lei, la datorii 500 de lei și 1500 de lei, deci are omul 3 amenzi.
N-are nicio vină săracul om, el și-a drămuit banii bine, dar fiul a luat 3 amenzi. Și au venit, sau nu și-a plătit vinietă, sau nu știu ce n-a făcut, și au venit amenziile. Și trebuie să-l plătească tasul, că el are rolul pe adresa aia. Și săracul om zice, domne, n-am bani, sunt 7,5 milioane. N-am, domnul, să-i dau. Dar așa, dacă îi duci pe un an, pe un an jumate, ce da, domnule, așa pot să dau și eu câte 500 de mii pe fiecare lună, pot să-i rup. Și într-un an, un an jumate, știu că am scăpat de belea. Îi iau cheile lui Fimiu și nu mai vedeți, 2 șuturi în 3 litere și am rezolvat. Mai glumi. Întrebări? Nu, deci noi mergem pe fața, el s-ar putea să aibă, omul s-ar putea să aibă, vedem ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, vedem și partea cealaltă, vedem cum au ajuns pe listă, dacă au fost aia, cum au fost aia. Deci aici sunt mai multe, de când am interzis total să se mai atribuie vreun loc de veci fără semnătura primarului, cât de cât au intrat într-o formă. Înainte toată lumea dădea locuri de veci. Băi, Jim, tu mai ai misiunea aia lunea la Valahia? Nu mor cai când vor câini. Deci, Jim, răspunsul e simplu. Nu mor cai când vor câini, nici câinii când vor stăpâni. La urmă, nu suntem deținătorii adevărului absolut sau cei mai tari. Vedem ce se va întâmpla. Eu am răbdare. Îmi creez surse proprii, nu o să stau cu mâna întinsă. Când am venit, știam că nu o să am, dar nici chiar în halul ăsta. Fiecare an, Consiliul Județean dădea vreo 25 de miliarde pentru încălzirea orașului, de 2 ani de zile n-au dat un leu. În fiecare an, pe vremea înainte, lua 50-60 de miliarde primăria. Au dat 10 miliarde anul trecut și n-a murit orașul. Ei tot speră că, blocându-mă la mantinelă, vezi, Doamne, o să recâștige municipiul. Pe sistemul ăsta nu o să recâștige niciodată. Campania mea n-a fost una destructivă. Vin să-l dau jos pe Luci ca să vină în locul lui. Am venit și le-am zis, am 16 puncte, oameni buni. Astea pot să le fac în primul mandat. Asta pot. Dacă pot mai mult și găsesc surse, fac mai mult. Și credeți-mă că o să fac mai mult decât scrie acolo. Și o să fie multe lucruri. Dar atât am ieșit în față și le-am spus. Știam că nu o să-mi dea. Știam că nu o să bucure niciunul când s-au văzut. Nici nu interesează județul. Municipiul era. Aici se mișcau, că aici se mișcă toți. Și acum municipiul e cutie de miere pentru foarte mult. Da, asta este. Mai trebuie să aștepte 2 ani. Nu știu, 2 ani și mai am, atât am spus, 2 mandate, fiindcă dacă o țin în ritmul ăsta, chiar că să alege praful de tot și de casă și de tot și de mine, e consumare, nervos, stres, probleme multe, lipsă de bani, ca și în familie. Când ai bani, la dolce vita, când n-ai bani, încep certurile. De ce ai cheltuit aia? De ce ai dat pe aia? Nu ți-am spus să nu mai iei? Vă mulțumesc!